Am văzut până acum trupe triste sau vesele, optimiste sau dezamăgite, dar niciuna așa de colorată precum cea de astăzi. Eu sunt o doamnă. E doamnă. Maca. Noi suntem niște domni. Domnule, începem cu tine. Ia vorbește. Să zic că lumea cam că avem pile. Ciprian Moisescu, Tobe, da. Ah, bună ziua. Așa. Bujor Stoicovici, bas, chitară, bas. Maggi sunt. Așa, mai încet că rup sintetizor. Pian. Synthesizer. Așa. Și voce din când în când. Eu sunt Maca. Și când la... Lasă microfonul. Voce. Că stau de hârci. Voce. De aici aud. 20. Voce. Voce. Eu sunt voce. Ieronim, trombonist. Și alte... Lucrurile bune vin dacă le aștepți. Nu renunța la vise. Cândva o să regret. Se numesc Butterflies in my stomach, adică fluturi în stomac. Expresie care în limba engleză desemnează starea pe care o ai în momentul unei experiențe inefabile, în special în momentul în care te îndrăgostești. Așa ne-a venit, am făcut un brainstorming, să alegem, și au fost mai multe lume. Ea s-a oprit și a insistat și a zis... Am insistat, am zis gata, nu se mai votează. Aici este Butterflies in the stomach. Și Bujor a zis nu, mai bine în my stomach. Și așa a rămas. Tot ce văd, tot ce aud, tot ce citesc. I-am întrebat și pe ei, așa cum i-am întrebat pe toți, ce își doresc de la cariera muzicală. Nu vrem să trăim din asta, să începem să facem... Adică vrem, dar suntem conștienți că nu se poate. Nu, vrem. Eu aș vrea, mi-aș dori să stau. Mă rog, da, vrem, dar nu vrem să facem compromisuri de alea ca să ieșim în față, știi, să intrăm în mainstream. Să... Yeah. Poate că muzica noastră nu este nici atât de interesantă, nici atât de frumoasă, nici atât de extraordinară, cum spune lumea, știi? Spunem noi. Cum spunem și noi. Normal. Dar preferăm să facem așa, cum ne place nouă. Piața e micuță. Lumea se înghesuie mai mult pe la evenimente gratuite, concerte nu prea au. Atunci, rar când dăm un concert, lumea este foarte mulțumită și foarte fericită, feedback-ul e plăcut și noi ne simțim bine și mergem, bem o bere și plecăm acasă. Până una alta, tot MySpace-ul este teatrul lor de luptă și de promovare. Și uite că din MySpace-ul ăsta s-a ivit și o colaborare a Macăi cu Matt Johnson, pianistul cunoscutei trupe britanice Jamiroquai. El mi-a spus că îi place. Vocea mea. Eu am fost foarte impresionată, am lăcrimat. I-au râs. Ha, 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 ha. I-a zis că îi place clapa lui. Na, și cam asta a fost. Și mi-a trimis niște piese, și printre care una m-a plăcut. Cea mai mișto, da? Da, nu sunt modestă, da, nu sunt modestă. Am tras vocea și eu. Am tras vocea aici, în România, am trimis, apoi m-a rugat să fac niște filmulețe, i-am trimis, el a făcut catul, pac, și făcut un videoclip pe care l-a dus pe net. Da, adică a fost o colaborare așa de underground, nu ceva... Dacă tot am ajuns la Jamiroquai, este cazul să aflăm și cam ce șanse de succes în țări îndepărtate, care apreciază funk-ul, cred ei că ar avea. Ne-am dorit să mergem să cântăm afară, mai mult decât să avem succes. Că ca să ai succes afară fără să te duci să cânti, trebuie să faci o piesă gen Lacul Dântei, sau nu, cum e Lacul Tei, nu, o zi, dragul, da. Care este așa, absolut remarcabilă ca realizare, eu nu sunt în stare să fac așa ceva, nu pot, am încercat și nu pot, ca să cântăm afară și e mai greu. Și ca cineva să aibă încredere mare în noi ca să ne promoveze foarte, foarte și mult să ne transporte până acolo și să ne cheme și să chiar ne dea... și aici, nu numai afară. Pentru că noi suntem 5 aici, dar de fapt suntem, noi mai avem și 2 colaboratori pe care o să-i vedeți dacă ne intrați să ne filmați în timp ce cântăm. Și suntem brusc 7 și uite care unul a venit, dacă puneți camera pe el un pic. Ia puneți camera pe el de acolo. Vino. Cum ți-e rușine cu noi? Da. Deci la microfon. Este Sebastian Burneci de la trompetă. De la trompetă? Și de la trompetă? Deocamdată nu o duc rău. În viața de zi cu zi au slujbe din care câștigă bani și în viața muzicală oameni care îi iubesc. Prima oară am văzut la Stufu în Bamă, unde toată lumea plutea. Deci este cel mai dansant jazz. Te distrezi, dansezi, te simți bine. Sunt mai stângaș la început, dar se termină super ca lumea, adică în plină forță. Ce fai, mă, Sebastian? Și eu am venit să văd ce faceți voi și...
Ha 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 ha!